La această expoziție, principiul nostru și acesta este principiul și filozofia firmei noastre de a prezenta ultimele noutăți pe care firma le-a lansat anul acesta și suntem prezenți cu o gamă de tractoare cuprinsă între 150 și 380 de cai putere, precum și ultimele noutăți în domeniul echipării combinelor și anume echipamentele exclusive de recoltat floarea soarelui Sunspeed, echipamentele de recoltat porumb Conspeed, de asemenea gama de combine tradiționale Tucano, Dominator și Lexion. Faptul că utilajele pe care le producem, combinele Class, sunt considerate cele mai bune, nu o spunem noi, ci o spun clienții noștri. La ora actuală ne putem adresa fiecărui segment de clienți din România. Din păcate, încă numărul fermelor mici este foarte mare, dar observăm în ultimii ani o tendență crescătoare a întreprinderilor medii și mari, segment de clienți la care ne adresăm cu utilajele de recoltat medii și mari din gama Tucano și Lexion și constatăm în ultimii ani în domeniul fermelor profesioniste, ce înseamnă profesioniste peste 5.000 de hectare, unde suntem prezenți cu întreaga gamă de combine Lexion. Din punctul nostru de vedere, piața utilajelor agricole în România este o piață în continuă transformare, nu este încă o piață stabilă, dar este o piață avidă de tehnică modernă. Pentru că nu trebuie să uităm, România are una din cele mai fertile pământuri din zona de sud-est și chiar vest a Europei. Și nu trebuie să uităm, în România 3 milioane de hectare încă nu se lucrează, iar gradul de retehnologizare cu tehnică modernă și performantă, dacă a ajuns pragul de 30%. Deci în România mai este mult de făcut, pământul este, specialiști români avem foarte buni, singurul lucru rămâne ca și politicile guvernamentale să sprijine posibilitățile de finanțare în achiziția de tehnică modernă, care este singura șansă de a produce mai mult, mai bun și, bineînțeles, vedeți situația internațională, este marea șansă a României de a câștiga prin cererea mare de cereale la export. România, nu trebuie să uităm, a fost o țară care a exportat cereale și poate exporta între 40 și 45% din producție fără niciun fel de probleme dacă s-ar cultiva tot pământul și cu tehnica adecvată. Până nu de mult, vreau să spun de 5 ani de zile, avem experiența fondurilor europene cu care și fermierii noștri s-au obișnuit, a fost mai greu la început, nici astăzi nu sunt ușor de accesat, dar nu trebuie să uităm și avantajele acestor fonduri, subvenții de 50 până la 70%, dar în ultimul timp și observăm o reducere a acestor fonduri și clienții noștri accesează și finanțări alternative. La ora actuală oferim atât leasingul, oferim creditul prin diferite bănci și institute financiare, IFN-uri, care sunt foarte active și observăm în ultimul timp o prezență a acestor IFN-uri pe piața română. Într-adevăr, IFN-urile au reprezentat 80% din institutele care finanțau proiectele pe subvenție, dar ele nu au fost excluse, ci ele nu au posibilitatea să ofere această scrisoare de confort necesară accesării acestor fonduri. Ele în continuare finanțează, iar avem alternativa, mulți clienți primesc acele scrisori de confort de la băncile locale, urmând ca după aprobarea dosarului să aleagă o finanțare ori de la banca locală, ori de la acest IFN. Da, știți cum e, și România se află astăzi sub patronajul economiei libere de piață și economia liberă de piață are o lege clară, cererea și oferta reglează prețurile. Agricultura este la fel ca și în aviație, un domeniu dependent de vreme. La fel cum piloții au probleme când vremea joacă feste, la fel și în agricultură. Șansa noastră în ultimii ani este că avem posibilitatea și vremea ne-a ajutat să obținem recolte bune. În același timp, în alte țări, situațiile nu au fost chiar așa de bune și România este în bună situație și șansă de a fi o prezență mai mare pe piața mondială în exportul cerealelor. Pentru că nu trebuie să uităm, mulți din dumneavoastră mai știu, în 1939 bursa de cereale în lume a fost la Brăila,
lucru care astăzi s-a mutat în alte centre comerciale de importanță, dar speranța noastră este cândva, în contextul potențialului României, să devenim un pion important în comerțul cu cereale în lume.